Sunt un om care a venit la Tecuci cu mulți ani în urmă și care a plantat aici o sămânță, aceluiași crez, crezul libertății, crezul de dreapta, al românilor care se trezesc dimineața de vreme și se culcă seara târziu, așa cum sunteți dumneavoastră. Oameni care și-au luat viața în propriile mâini, oameni gospodari, patrioți, muncitori, care se gândesc la copiilor și la copiii copiilor lor cu drag și care nu vor să vadă o Românie deșertificată la propriu și la figurat. Când eram de numai 7-8 ani, bunicul m-a luat de mână și mi-a arătat grădina pe care o udam în fiecare zi și pe care o vedeam ca pe o resursă uriașă pentru familia noastră. Erau vremuri grele, erau vremuri întunecate la propriu și la figurat. Ce mare șansă pentru noi, dragii mei! Cât de recunoscători ar trebui să-i fim lui Dumnezeu pentru că am trăit momentul eliberării acum 30 de ani. Dar spuneam că atunci când aveam 6-7 ani și când bunicul m-a luat de mână și mi-a arătat acea grădină, am realizat că acest etos țărănesc trebuie să fie asimilat de către cei care trăiesc la oraș. Și bunicul, când aveam 10 ani, mai făcea un lucru, ne dădea drumul la radio, Radio Europa Liberă și Vocea Americii. Și erau vremuri și pentru americani complicate, recesiunea lovise deja și zona industrială. Un prieten de-al său, copilăria lui de data asta, bunicul s-a născut în 1920, a trecut oceanul cu acea primă generație de ardeleni. Și povestea este simplă. Prietenul bunicului meu a ajuns în Detroit, acolo unde uzinele Ford erau aproape închise. Șomajul era o mare provocare și românul nostru din Ardeal a văzut o incintă unde peste 100 de oameni așteptau la coadă să primească un job. Românul nostru nu știa nicio boabă de engleză, poate că știa cuvântul job sau work, dar nu mai mult. Și s-a uitat în stânga și s-a uitat în dreapta, a văzut în fața lui o coadă lungă, știa că n-are nicio șansă să fie angajat. Și ce a făcut? Românul nostru a luat o mătură și a început să măture curtea care era deja curățată și care era deja măturată ca să arate că îi place să muncească. În acel moment, managerul uzinelor Ford i-a făcut semn, hey, you come here, și românul nostru a primit o slujbă. Eu cred că de aici pleacă lecția de demnitate și moralitate a țăranului român pe care o vom îmbrățișa cu toții în anii care vor veni. Trebuie să-ți mături propria ogradă. Trebuie să mături la tine în casă și la tine în curte și când casa ta va fi măturată, când ograda ta va fi măturată și strada ta va fi curată. Și când am venit spre dumneavoastră, m-am bucurat să văd multe străzi curate. Eu vă spun că vom lua măturile fiecare și cu acest candidat excepțional vom mătura România de proști, de impostori și de ticăloși. Teodor Paleologu, președinte! Mulțumesc! Mulțumim,